Salutare tuturor și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Esfiar, la acest clip o să vă arăt cum puteți face tăieri la vișin. Și noi avem un vișin în spatele nostru și îi vom face tăieri. Și să respectăm regulile, dar o să vă arăt în timp ce tun. Haideți să trecem la treabă pentru că vorba lungă sărăcia omului. Așa. Deci, după cum știți, eliminăm ce este în interior și ramurile care se intersectează și facem totul aerisit. Tăiem ce este în interior, adică această ramură. Și aceasta este în interior. Așa că o eliminăm. Gata, avem interiorul aerisit și acum să luăm fiecare șarpantă în parte și sub șarpantă și să vedem ce mai avem de făcut. După cum vedeți, avem această șarpantă care scurtăm acest vârf care se zice aiurea și concurează cu celălalt de ramuri. Aceasta de aici și restul lăsăm așa. Trecem mai departe. Avem această șarpantă care se duce în sus și nu avem nevoie de așa ceva, așa că o eliminăm. Aceasta, la fel, scurtăm puțin din ea. Mergem la următoarea sub șarpată. După cum vedeți, aceasta concurează cu aceasta. Sper că prind pe cameră. Aceasta concurează cu aceea. Așa că vom face următorul. Pentru că și aceasta este uscată, vom tăia de aici. Aceasta concurează și ea, o tăiem și lăsăm așa. Și acum trecem mai departe, scurtăm, tăiem acest vârf. Așa. Aceasta la fel. Aceasta tăiem din ea vârful. Tăiem la un mugur care se zice lateral, pentru că concura cu aceasta și aceasta este uscată, așa că o tăiem. Aceasta la fel, este uscată și lăsăm partea verde. Și aceasta este uscată. Lăsăm ce este verde. Aceasta se duce și concurează cu aceasta, așa că vom face următorul lucru. O tăiem pe aceasta. Și o tăiem și pe aceasta la o mugure care se zice laterală, ca să se ducă în laterală și să nu se ducă spre interior. Așa. Tăiem ce este uscat. Mergem la următoarea șarpantă. Aici vom face de acest vârf și ce este uscat vom elimina. Dar pentru că aceasta se duce spre interior, o vom elimina și lăsăm aceste ramuri frumoase. Mergem mai departe. După cum vedeți, avem acest vârf care se duce în sus. Eliminăm ce este uscat, tăiem de aici. Ce se duce în jos? Îi schimbăm, facem o deviere și schimbăm traiectoria. Aici avem altă ramură. Aici avem altă ramură. Discutăm și vârful. Ce este uscat? Tăiem. Bineînțeles, ce este în interior, la fel vom tăia. Așa. Avem aici următoarea, vino mai aproape, avem aici următoarea șarpată. Majoritatea ar tăia de aici, dar facem următorul lucru. Tăiem de aici, pentru că aceasta se duce spre interior, o tăiem și o lăsăm pe aceasta mică, ca să avem, să-i schimbăm forma și să se ducă în lateral, pentru că acesta este lucrul. Acesta este cel mai important lucru, pentru că ramurile nu trebuie să se ducă în sus sau în interior, pentru că ramurile din laterală, acelea fructifică și sunt ramuri de aur. Acestea care se duc aiurea în sus și se duc spre interior, chiar dacă ar fructifica, noi nu avem nevoie de așa ceva. Scurtăm această ramură, o tăiem de fapt.
cam acesta este pomul. Sper că v-a plăcut și acest videoclip cu vișinul. Haideți să mergem mai departe la următorii pom. Voi face videoclipuri separate la fiecare pom. Sper să vă placă aceste videoclipuri. Eu am fost Iosif și până data viitoare vă doresc numai bine. Vă salut!